Într-un joc disputat marți seară și care a contat pentru etapa a 12-a prima a returului, Auto Bergamo Deva a fost învinsă în deplasare cu scorul de 1-5 de Spicom Sfântul Gheorghe. După o primă repriză fără gol, covăsnenii au marcat de 3 ori în decurs de numai 3 minute, între minutele 24 și 27. Devenii au forțat egalarea, au scos chiar și portarul, însă nu le-a ieșit nimic, pentru ca pe final să mai încaseze încă 2 goluri. Deva a fost ajutată de gazde să înscrie golul de onoare, care de fapt a fost un autogol marcat cu 30 de secunde înainte de final. A fost a doua înfrângere suferită de Auto Bergamo Deva în actualul campionat, dar care nu i-a afectat poziția de lider. În aceeași rundă s-au mai înregistrat următoarele rezultate. Sitia Târgu Mureș KSE Târgu Secuiesc 4-2, Dunărea Călăraș United Galați 2-3, Progresul Focșani Muncitorul Reșița 4-9 și CSMS Iași FK Odorheiu Secuiesc 4-10. Clujana Cluj-Napoca a stat. Runda viitoare, luni 1 decembrie, Auto Bergamo Deva va juca pe teren propriu cu Sitia Târgu Mureș.